Spuneam că pentru creștinii catolici, astăzi este Vinerea Mare, creștinii ortodoxi marchează floriile în două zile de acum și noi, pentru că suntem născuți în vest, vă mai spuneam odată că echipa noastră de fotbal avea un neamț catolic, un ungur catolic, un sârb ortodox, un croat catolic, aveam și un evreu și alte confesiuni. În Timișoara, în piața Unirii, găsiți bisericile a cel puțin trei confesiuni. Și de-aia am decis să facem o altfel de vorbire astăzi cu un om ce mi-a părut interesant, chiar dacă n-am vorbit vreo 5 minute, cât să țină dialogul pentru sufletul dumneavoastră. Părintele Francis Dovoș, bună dimineața, bine ați venit pentru prima dată la Neața. Bună dimineața. El este purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București. Suntem în cea mai tristă zi a creștinătății pentru catolici. Înainte să discutăm lucrurile astea, pe care și noi o să le abordăm din prisma ortodoxiei, prin prisma ortodoxiei, deși diferențele nu sunt deloc semnificative, săptămâna viitoare, vineri, puteți să ne explicați metoda asta de calcul? Cum ajungem la... cum hotărâm data Paștelui în fiecare an? Este diferit. După aceleași criterii, numai că s-a schimbat calendarul, adică Papa Grigore, de aici calendarul gregorian, a adaptat ca să fie conform cu mișcările astrelor. Adică este și în funcție de asta se stabilește după aceleași criterii pe care le folosește și Biserica Ortodoxă data Paștelui. De aceea, dar sunt diferențele. Numai că recent și în anii trecuți, Papa Francisc, cât și Papa Benedict și-au exprimat dorința: haideți, propuneți o dată în luna aprilie, oarecum, o dată fixă. Și ne putem pune de acord să stabilim toată creștinătatea, Paștele, împreună. Dar pentru aceasta avem nevoie de un acord. Adică din partea Bisericii Catolice s-a manifestat această intenție de a ne pune de acord ca toți împreună să putem sărbătorii Paștele, pentru că nu ține neapărat, e doar calculul. E spiritul ăsta ecumenic ce mie îmi place tare mult. Am vizitat de câteva ori Vaticanul, cumva poate sunt mai în temă cu linia catolică a creștinătății după schismă decât cu cea ortodoxie, nu neapărat o fală asta, dar istoric așa m-a interesat cumva mult mai tare.